Familia Tufiș este în pragul disperării deoarece de 4 ani are aceeași problemă. Toate dejecțiile de la firma din apropiere ajung în grădina casei lor. Omul povestește că vara mirosul este insuportabil. Este o situație mai veche, de peste 4 ani de zile, care persistă în fiecare an. Timp de 3-4 ori pe an, domnii de la societatea își deversează în grădina și în curtea mea dejecțiile de la toaleta pe care o au neracordată la sistemul de canalizare al orașului. Lucrul acesta nu aduce decât deserviciu micii societăți pe care o am de apicultură. Familiile de albine pe care familia Tufiș le are sunt și ele afectate de aceste dejecții. Doar anul trecut le-au murit 78 de familii de albine. Cât ați investit în stupină? Peste 1 miliard. Foarte mult, da, peste 1 miliard. Peste 1 miliard. Și da. V-au murit albine? Da, 78 de familii de albine ne-au murit. Enorm de mult. Ca să nu mai vorbesc că vara de la toaleta lor miroase groaznic. Nu putem să ieșim în grădină, știți ce miros urât este? Foarte urât. Să-și facă canalizare. Bărbatul a făcut în această dimineață o sesizare și la garda de mediu Gorj. Este prima sesizare pe care am făcut-o astăzi de dimineață la sediul Direcției de Mediu Județul Gorj. În mod special ieri, la ora 4:30 am fost, am găsit pe domnul comisar șef acolo. Dânsul a venit la fața locului, a făcut fotografii, pentru că curgeau foarte tare ieri dejecțiile. A făcut fotografii și astăzi dimineață la 9:15 am depus sesizarea la dânsul. Dânsul a zis că nu poate să-mi dea un răspuns punctual acum, pentru că mai întâi trebuie să meargă să facă inspecția în teren. Femeia a muncit în Spania, iar toți banii câștigați au fost investiți în stupi. Am venit din Spania, am investit banii și ei ori de câte ori își dau drumul la apă, curge continuu cu acela noi. Și eu, ca să nu încarc proprietatea lor, că aș fi vrut să sar gardul și să le dau dejecția încolo, că am strigat la el, nu mi-a răspuns. Paznicul s-a dus dintr-o parte în cealaltă, s-a dus bărbatul ea la fel, n-a vrut să-i răspundă când a sunat la sunerie. Și atunci am așteptat și am zis că singura posibilitate este la dumneavoastră ca să ne rezolvăm problema, că de ani de zile noi o ducem așa cu ei. Familia este disperată din cauza mirosului insuportabil, dar și a efectelor asupra albinelor.